Ministrul Justiției nu dă verdicte. Propune. Evaluarea pe care o fac eu ca ministru al Justiției, pornind de la raportul pe care l-a întocmit Inspecția Judiciară, se apropie de final. Nu țin cont numai de concluziile și constatările raportului Inspecției Judiciare, ci voi integra în ansamblu activității. Dacă veți vrea, vă voi invita să nu excludeți chiar pe 31 decembrie. Prin urmare, anul ăsta avem